De circa 3 săptămâni puteți vedea pe faleza cazinoului din Constanța muzică, puteți urmări muzică bună, puteți asculta o orchestră din Cluj care vine să vă cânte în fiecare seară, după cum spuneam, pe faleza cazinoului. Sunt Cristian Hagi și vă invit să discutăm astăzi la Dobrogea TV despre cum s-a derulat acest proiect, ce s-a întâmplat bine și frumos în aceste 3 săptămâni, dar și ce urmează în cadrul proiectului Sunset Symphony 2017. Bun, invitații mei de astăzi sunt Georgiana Rusu, este organizatorul acestui eveniment de la Georgiana Rusu PFA. Bună seara! Bună seara! Și Sebi Pătrunjei, coordonatorul activităților acestui proiect. Bună seara, Sebi! Bună seara! Bun, au trecut 3 săptămâni. Prima întrebare este așa, de încălzire. Au trecut repede sau au trecut foarte greu aceste 3 săptămâni? Eu aș spune că au trecut destul de repede. Au fost multe întâmplări, multe zile frumoase, dar n-apucam să ne gândim bine la ce a fost în prima zi, că se întâmpla următoarea și tot așa. Deci, pentru mine, timpul a trecut repede. Sebi? Da, repede. Parcă mai ieri ne întâlneam la prima emisiune și povesteam ce frumos o să fie la Sunset Symphony. Acum avem deja în spate 3 săptămâni, adică mai bine de 20 de concerte. Se întâmplă lucruri frumoase la Sunset Symphony 2017 și probabil că din motivul ăsta ni se pare că timpul trece foarte repede. V-am invitat în platou pentru că realmente, ați spus voi, s-au întâmplat lucruri inedite în aceste 3 săptămâni. Haideți să punctăm câteva dintre ele. Aș începe eu cu o informație pe care am aflat-o astăzi, nu știam, cu sfârșitul, cu o strângere de semnături. De obicei, eu știu așa, că politicienii strâng semnături, cei care vor să candideze la ceva. Vreți să candidezi la ceva? Nu. Nu? Numai asta nu mi-a lipsit. Nu știu, la o primărie din Constanța, din județ. Nu. Dar totuși ați strâns semnături, înțeleg eu, da? De ce? Oamenii vin și ne spun foarte multe lucruri. La finalul concertelor, în timpul concertelor, a doua zi, pe Facebook, pe mesaje, pe toate formele de comunicare, ne spun cât de mult le place și ce bine e și ce frumos se întâmplă. Și atunci... și că ce mult și-ar dori să se mai întâmple, exact, și în anii următori genul ăsta de evenimente. Și ne-am tot gândit de câteva zile încoace cum am putea face să fructificăm toate reacțiile astea pozitive pe care le întâmpinăm. Așa că Sebi a venit cu o idee ingenioasă. Da. Lucrând atâta vreme în presă și știind toată povestea cu strângerea de semnături, m-am gândit, băi, hai să facem niște tabele frumos în care oamenii să-și exprime plăcerea de a veni la Sunset Symphony și dorința ca acest eveniment, acest ciclu de evenimente să aibă loc și în anii următori. Zi și făcut, am făcut niște tabele înaintea fiecărui concert. Am început de sâmbătă. Sâmbătă înainte de concert am anunțat publicul cine dorește să semneze pentru că îi place Sunset Symphony și cine ar dori să mai aibă parte de Sunset Symphony și în anii următori este invitat să o facă. Am pus noi un pupitru frumos, că dacă toți suntem cu muzică, am pus un pupitru și listele acolo. Am rămas uluiți. Oamenii s-au înghesuit la coadă la semnături. Să dea semnături pentru Sunset Symphony. Nu credeam că se va întâmpla așa ceva. Nu avem atâtea pixuri de câte era nevoie. Am înțeles, îmi pare rău, când avem imagini de acolo, realmente nu știu că se va întâmpla, dar ca să vă credem pe cuvânt, trebuie să-mi spuneți cam câte semnături s-au strâns până acum. Este luni, de sâmbătă s-a deschis. Sâmbătă și duminică. Doar două seri, cred că avem... Sunt aproximativ vreo 70 pe seară. 70 pe seară. 70 pe seară, da, cam așa. E destul acolo pentru un spectacol care durează 60 de minute, da, o oră. Da, oamenii vin probabil după, nu știu când. Da, la finalul concertului vin și se așează la coadă și semnează acolo. Stau la coadă să semneze pentru Sunset Symphony. Da, aproape pentru întuneric. La ora 9 când se termină acum, parcă pe 27 iulie era mai zi, acum e destul de seară. Trebuie să stăiți puțin cu lanterna la ce semnezi. Bun, dacă suntem în acest punct, există șanse ca acest eveniment să se întâmple și la anul, să avem un Sunset Symphony 2018? Șanse există, evident, numai că depinde de noi în mare parte. Da, haideți să vedem ce presupune organizarea unui astfel de eveniment. Un eveniment finanțat de către Primăria Constanța. Cum se derulează? Pe scurt, pentru că poate vom avea timp să vorbim altă dată despre meandrele unui astfel de proiect. Păi ca să fie pe foarte scurt,
Da. Se organizează o sesiune de finanțare, o selecție a unor proiecte care se depun, se oferă un punctaj, trebuie să aduci acolo 1.000.000 de hârtii, să convingi comisia de evaluare că proiectul tău este bun și că merită un anumit punctaj. Cele mai bune proiecte primesc finanțare și se întâmplă. Și intervine apoi partea a doua în care duci alt 1.000.000 de hârtii pentru de cont. Da. În cadrul procedurii ăsteia de selecție, noi am avut sprijinul mai multor personalități anul acesta, prin sprijin acordat prin niște scrisori de susținere. Ne-am gândit că pe lângă scrisorile de susținere pentru anul următor am putea atașa, evident, și tabelele acestea, care cred că ar conta. Evident, nu vor fi factori de decizie, numai că vor înclina un pic balanța spre... Să înțeleg că voi ați vrea totuși, da, înclinați în ciuda dificultăților, pentru că e greu să te duci în fiecare seară acolo, să cari scaune, să cari roll-up, să cari pupitre. Este mult mai greu să te duci a doua zi la primărie să faci 1.000.000 de hârtii. De asta, noi ne încărcăm pozitiv o oră în fiecare seară la concert, inclusiv cu căratul scaunelor și stativelor, de care mă ocup cu cea mai mare plăcere, pentru că îmi place ce se întâmplă acolo la Sunset Symphony. Apoi vine partea negativă în care trebuie să ducem hârtii și alte hârtii și alte hârtii și alte hârtii și alte hârtii. Timp în care spunem, nu ne mai trebuie așa ceva, nu mai vrem să facem așa ceva, nu mai călcăm pe aici. E, vine iar seara, când iar ne încărcăm pozitiv și se întâmplă momentele astea de care tot spunem și atunci te gândești de două ori. Da, discutăm până la anul, vedem ce se va întâmpla. O să vorbim despre aceste momente frumoase. Aș vrea să fac și o precizare, dar te ascult, Sebi. Oricum, dacă vom mai propune la anul Sunset Symphony 2018, vom face o propunere care să vizeze două direcții. Un concert seara, cum se întâmplă acum anul acesta, de la ora 8 la ora 9, în fiecare seară timp de 30 de zile, și un concert ziua la Delfinariu, la spectacolul de la ora 3, cum s-a întâmplat în urmă cu vreo 10 zile. Da, vorbim puțin despre asta. Aș vrea să fac o precizare, să nu trecem peste acest punct. Nu vă întreb pe voi, fac eu precizarea. Consiliul Local Constanța alocă destul de des bani către asociațiile sportive. La ultima alocare, cred că luna trecută, s-au dat 16 milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor, 10 milioane de lei, s-au dus către asociația de handbal. S-au dat pur și simplu acești bani pe baza unui proiect depus. Cei de la handbal, de exemplu, au cerut 10 milioane, din care 7,5 milioane de lei se duc pe salariile celor din asociație. La o scurtă socoteală de-a mea, s-ar putea să mă înșel, dar n-am primit datele de la această asociație, salariile acolo sunt în medie de peste 20.000 de lei. Nu se face nicio sesiune de proiecte, pur și simplu consilierii ridică mânuța și spun, da, suntem de acord, toți consilierii ridică mânuța, da, ca să fie foarte clar. Există o diferență între modul cum se finanțează sportul de performanță, sau așa zisă performanță în Constanța, pentru că se finanțează din bani publici și echipa suporterilor FC Farul, care evoluează în Liga 4-a, nu știu dacă putem vorbi despre... A, 3-a, mă scuzați, au promovat, felicitările noastre pentru promovare. În schimb, în ceea ce privește proiectele culturale, se trece așa prin câteva furci caudine. Nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru și de ce există diferență între modul în care se finanțează sportul și modul în care se finanțează cultura. Gata, am spus, nu continuăm, o să luăm o scurtă pauză, să ascultăm o melodie. Haideți să facem așa, să spunem după ce ascultăm ce melodie a fost, să-i lăsăm pe telespectatori să ghicească, pentru că la Sunset Symphony nu avem voce, avem numai instrumente. Da, o să le spunem ce ascultă după.
Bun, am revenit, îi lăsăm pe organizator să ne spună ce am ascultat în cazul în care n-ați recunoscut melodia, pentru că am ales ceva care nu este chiar foarte, foarte, foarte cunoscut. Ce a fost? Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Nu este foarte, foarte cunoscut. De nu, poate de către mine. Simfonică, pentru că asta este și modalitatea în care eu prezint această melodie de câte ori o cântă Big Dima Band. Spun că muzica marilor DJ-ai lumii nu poate fi ascultată doar la evenimente de tipul Never See sau Untold, ci uite, ascultăm Fatboy Slim și la Sunset Symphony. Am înțeles, îmi pare rău că cred că o să avem imagini și o să mai realizăm mai multe retrospectivă cu Sebi Pătrușie care se ridică în picioare și strigă așa cât îl țin rărunchii, urmează Fatboy Slim! Pentru că nu există amplificare, aici voiam să ajung. De ce n-ai? O portavoce, un microfon, da, de ce n-au cei din orchestră un microfon? Pentru că unul dintre lucrurile care s-a criticat, pentru că trebuie să vorbim și despre acest lucru, este că, mai ales în prima parte când ați fost la grupul pescarilor, statuar al pescarilor, era destul de multă gălăgie și nu mai trecea o mașină, mai treceau copii. Nu mi-a zis, luați dumneavoastră niște microfoane și puneți-le acolo, în instrumente se aude mai bine. De ce nu? Sunt mai multe motive pentru care am mutat la modul de acțiune, de interpretare unplugged. În primul și în primul rând, faptul că în condițiile în care aduceam și o sonorizare, am fi depășit bugetul maxim impus pentru sesiunea de finanțare de la primărie pentru un proiect cultural. N-aș vrea să trecem peste acest lucru pentru că nu e niciun secret. Cât a costat? Câți bani a alocat primăria pentru acest proiect? 379.000 de lei. Am înțeles. Și noi am venit cu un aport propriu de 70.000 de lei. 379.000 de lei. Vom discuta și despre acest lucru pentru că este un alt subiect așa mai sensibil. Bun, revenim. Dacă am fi pus și amplificare, așa, ar fi depășit valoarea maximă admisă și nu mai primeam... Georgiana vrea să spună ceva. Adică nu numai că se dau prin proceduri, anumite proceduri de selecție și se trec prin anumite etape, ci avem și limită maximă pentru proiecte. Nu e așa oricum. Da, vrem să facem de nu știu câți bani? Nu. Există la asociația de handball e mai simplu. Vrem 10 milioane de lei, din care 7,5 milioane pentru salarii și cheltuieli salariale, adică impozite către stat și... Da, nu e subiectul altei emisiuni. Eu am tot scris, am tot vorbit. Cei de la handbal. Da, sunt și prietenii noștri și respectăm pentru ce fac. Pe toți sportivii în general. Nu înțeleg de ce această diferență între asociațiile sportive și cele culturale. Sunt totuși cei care au adus pentru Constanța vreo 10 titluri de campioană națională în ultimii, nu știu, 15 ani. Ceva de genul ăsta. Corect. Corect. Bravo. Liga campionilor și așa mai departe. Bun, deci revenim. Am înțeles. Nu s-a putut cu sonorizarea din acest motiv. Am considerat că în condițiile în care vom avea sonorizare, se va rupe liantul ăsta empatic între public și orchestră. Faptul că oamenii sunt aproape, sunt de jur împrejur, sunt la 3 metri de orchestră, creează o legătură senzațională pe care nici noi nu am anticipat-o. Și cred eu că dacă am fi avut sonorizare, s-ar fi rupt legătura asta și ar fi fost iarăși orchestra de o parte, de cealaltă parte public. Oamenii ar fi stat pe bănci, ar fi stat mai departe decât acum, presupunem noi. Așa. Da, simți nevoia oricum să te apropii, să auzi instrumentul exact. Acela la rece așa. Dacă ai boxă, probabil că tinzi așa, să te duci spre boxă. Se putea și cu orchestră însă de 50 de persoane, nu? La fel depășeam limita maximă impusă pentru valoarea unui proiect. Noi așa, când am gândit inițial proiectul să aducem o orchestră simfonică la Constanța să cânte, ne-am gândit la o variantă cu 50 de oameni și ar fi sunat și mai frumos, și mai bine, și mai minunat. Sunt convins, mi-a spus cineva, pentru că tot vorbim despre 25 sau 50 de persoane, că un alt punct sensibil al acestui proiect, și n-aș vrea să nu discutăm despre el, este suma, finanțarea propriu-zisă, 330.000 de lei, sau cât ai spus, Sebi? Da, da. 370.000, mă rog, suma oferită de primăria... Nu, 334.000 exact. De lei oferiți de primăria Constanța. Domnule, e mult, e puțin, pentru că este o sumă totuși, este un efort financiar din partea primăriei. E mult, e puțin? S-a spus așa, e o sumă cam mare pentru un concert. Nu este un concert, da. Sunt 31 de concerte. Gândește-te că suma asta de obicei, nu suma asta, sume mai mari se alocă pentru un concert, pentru un concert de o seară. E bine, eu știu că sume mult mai mari se alocă pentru închirierea scenei numai, dar aici la voi n-a fost vorba de scenă. Noi n-avem scenă, n-avem sonorizare. Scaunele cine le-a plătit? Serios vorbesc. Da, noi le-am cumpărat noi. Sunt cumpărate de voi, nu? Scaunele și stativele. Stativele, da, tot de voi s-au dus? Da, de noi. Cumpărate, nu? Le-am cumpărat pentru că nu ai voie să faci achiziții pe
finanțările pe fonduri nerambursabile de la primărie și noi având voie să le cumpărăm pe banii primăriei, ar trebui să le cumpărăm pe banii noștri. Deci suma aprobată de primărie nu este suma întreagă alocată pentru acest eveniment. Mai sunt și alte cheltuieli adiacente pe care nu le-am putut cuprinde în bugetul aferent. Nu este o sumă mare. Având în vedere mai ales faptul că noi am negociat onorariile la consultarea cu domnul Ciorei. Da. Ne-am consultat cu domnul Ciorei, care e dirijorul orchestrei de la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Dânsul ne-a spus că astea sunt prețurile pe care le solicită un instrumentist pentru un concert în general. Ba mai mult decât atât, informarea noastră cu privire la aceste tarife a fost făcută înainte ca salariile oamenilor din lumea culturii, lumea artei să se mărească. Majorarea cu 50% a fost, da, o majorare de 50%. Eu nu știu dacă la anul vom putea să aducem niște instrumentiști pe banii pe care i-am adus și care ne-am înțeles anul ăsta. Ei vin de obicei aici pentru că este vacanță, nu sunt în stagiune și pot veni, au timp liber. Foarte pe scurt, pentru că am mai vorbit în această emisiune, de ce nu a venit cei de la Oleg Danovski și ați apărat la orchestra din Cluj? Am făcut o solicitare către cei de la Oleg Danovski și ne-au răspuns că sunt implicați în alte proiecte în această vară, alte proiecte pe care le aranjaseră dinainte să le facem noi solicitarea. Și turnee. Și aveau turnee și aveau și concedii. Pleacă într-un turneu tradițional, în Germania, da, de exemplu, o mare parte, nu știu, într-o trupă de balet și cred că și cei din orchestră în Germania, în fiecare vară. Iarăși, oamenii nu știu informațiile astea și mulți cred că noi să lucrăm cu artiștii noștri constanțeni. Nu este așa. Bine, dar eu cred că, da, dacă într-o lume mai bună, nu știu, cu structurată mai bine, probabil că ați fi putut antama de acum orchestra Teatrului Național Oleg Danovski să spună, ok, facem la anul. Dar nu știți dacă puteți face la anul, chiar dacă nu știm vreți. Dacă mai vrem, în primul rând. Am înțeles, da. Și dacă nici nu știți cum vor fi procedurile. Exact, poate se schimbă, poate nu se mai organizează sesiunea de finanțare pentru evenimente exact, culturale. Exact, anul acesta ar fi trebuit să începeți undeva la începutul iulie, știu eu. Da, din motive obiective s-a amânat începerea derulării proiectului. Evident că cei de la Oleg Danovski, de exemplu, nu pot sta până pe 15 iulie să aștepte, absolut, pentru că germanii sună probabil din iarnă și spun veniți la noi. Asta unul. Și în plus aș vrea să-mi exprim aprecierea pentru cei pe care noi am ales anul acesta ca instrumentiști, ca orchestră, ca și colaboratori, pentru că au avut răbdare ca lucrurile să se rezolve și nu ne-au presat în sensul acesta. Puteau să spună în ultima săptămână că din cauza amânării semnărilor de documente, semnării de documente și așa mai departe, nu se mai pot încadra în programul nostru. Sau pentru nostru. Că le propusesem, că le promisesem că le dăm bani într-un anume fel, că așa era propunerea tehnică, așa erau regulile la momentul depunerii proiectului, pe urmă s-au tot schimbat și a trebuit să le dăm bani mai puțin de mai multe ori decât de două ori și așa mai departe. Au fost o grămadă de piedici, dar peste care am trecut împreună cu ei. Au fost oameni de înțeles, au fost super deschiși. Și când lucrezi cu instituții de stat, se întâmplă deseori să nu, dacă nu-ți respecti termenele și nu respecti condițiile, să nu mai ai parte de oamenii respectivi. Chiar la noi, din fericire, nu era din pricina noastră. Totul e bine dacă se termină cu bine, vom vedea cum se termină lucrurile. Până atunci, pentru că tot vorbim despre muzică, vă propun să ascultăm un alt moment muzical.
Ne-am cam luat cu vorba și cu muzica, doamnelor și domnilor, și am ajuns în a doua parte a emisiunii. N-am apucat să vorbim, dar o facem acum repede despre ce s-a întâmplat așa mai deosebit în aceste 3 săptămâni la Sunset Symphony 2017. Spectacolul, aș începe cu asta eu, spectacolul de la Delfinariu mi-a plăcut. A fost realmente o chestiune deosebită. Da, nu știu, a fost senzațional. Nu știu dacă delfinii într-adevăr au simțit, deși domnul Adrian Bâlbă, directorul, ne spune că el știe că da, au simțit mai mult decât de obicei. Delfinii au simțit muzica, au simțit momentele. Eu, ca spectator, am observat că exista o ritmicitate și o sincronicitate între ceea ce aveau ei de făcut, de reprezentat și ce se cânta în sală. Dar cum va veni asta de a aduce o formație care nici n-am știut unde o să stea? Au stat în sală alături de public, formația aceasta, orchestra aceasta, în sală alături de delfini. Când au venit copiii ăștia de la Cluj, am încercat să le sugerăm așa un gen de program de distracție în afara muncii, în afara concertelor. Și să aibă grijă unde mănâncă, să se ducă la plajă în locurile alea, să încerce să meargă să vadă răsăritul de soare, chestii diverse. Și le-am sugerat și delfinariu. După câteva zile ne-au întrebat când am putea să mergem organizat cu toată lumea la un spectacol la Delfinariu și atunci mi-a venit ideea. Zic, da, dacă mergem noi să cântăm în timpul unui spectacol. Și ne-am dus la Adi Bâlbă, la directorul de acolo. A fost super încântat, chiar a zis că este o idee foarte bună și că chiar și delfinii vor fi foarte încântați de povestea asta și s-a și dovedit că așa a fost și așa a luat naștere povestea noastră cu Sunset Symphony la Delfinariu. Oricum a fost interesant de văzut și curiozitatea delfinilor în timp ce se aranjau pupitrele și se aduceau instrumentele și așa mai departe, se făcea amplasamentul. Ei dădeau ture prin bazin și mergeau așa cu... Trăgeau cu ochiul. Trăgeau cu ochiul și când ajungeau în dreptul orchestrei, că ei începuseră să-și acordeze instrumentele și tot trăgeau cu ochii la ce se întâmplă acolo. Da, orice chestie nou venită este foarte interesantă și atractivă. Dori poate trăgea altor. Nu, dar e cert că dacă le-a plăcut, am văzut și noi spectacolul și a fost realmente interesant și reacția publicului. Adi Bâlbă a spus frumos. Că a fost cel mai bun spectacol, cea mai bună reprezentație a delfinilor din anul acesta. Un doctor în care avem toată absolut încrederea, da? Bun, acesta a fost un moment interesant. Altele? Da. Da, a fost un picnic, ați organizat un picnic. Ce a însemnat? În ce a constat acest picnic? Am constat în a ține un concert dimineața, într-o dimineață de weekend și fiind dimineață spre prânz, ne-am gândit să fie ceva mai puțin oficial, că tot se merge pe neconvențional în proiectul nostru. Așa că am adus pe lângă cele necesare apă, cafea, fursecuri, de ce nu... Au fost copii prezenți, oamenii au apreciat, ne-am simțit... Orchestra a stat pe iarbă, oamenii, spectatorii au stat pe iarbă pe lângă orchestră și a fost exact ca la picnic, cu păturica, cu rogojina, cu... Au putut să cânte? Bănuiesc că nu pot să cânte. N-au stat toți pe... Unii dintre... Deci unii care erau nevoiți au stat 26 de scaune câte aduc de obicei, am adus doar 14. Deci restul au mai stat și... Am înțeles. O idee binevenită pentru că a fost foarte cald în acea perioadă. Da, am tras un pic. 5 metri mai la umbră, sub copaci, a ieșit la fel. Senzațional. Ce am mai remarcat eu și probabil că și voi și mulți alții care au fost acolo, a fost implicarea publicului. Dar înțeleg totuși că au fost și momente mai deosebite în afară de simplele aplauze la finalul unei piese, nu? Da, pe lângă toate momentele de toate cuvintele frumoase de mulțumire, de apreciere pe care le primim zi de zi, se mai întâmplă în anumite zile ca oamenii să iasă din public și să danseze. Noi am prevăzut în proiectul nostru o idee conform căreia interactivitatea este permisă. Pe lângă că ei vin și dansează, sunt instrumentiști care sunt veniți în vacanță la mare și intră pe locul uneia dintre violoniste, ba la flaut, ba la pian. S-a întâmplat chiar aseară să avem două doamne. Am înțeles că se cunoșteau totuși. Erau
profesoare, sunt profesoare la liceu de muzică, una dintre ele, și una la academie. Și s-au așezat pe scaune, au cântat? Da, și au venit și au cântat la flaut și la pian aseară. Și mai mult decât atât, când vine vorba de, lăsăm un pic interactivitatea la o parte și revenim la cuvintele de laudă și mulțumiri, sunt, am avut un băiețel care... Da, ne-am trezit acum două zile, trei zile, nu mai știu exact când. Tot la un concert. Tot la un concert matinal pe care l-am susținut din cauza faptului că pe 15 august n-am putut să cântăm între orele 20-21 pentru că a plouat. Am organizat sâmbătă de la ora 11, tot așa, un gen de picnic între copaci la umbră. Și pe la jumătatea concertului a venit un băiețel de vreo 12 ani, s-a recomandat, Tuna este porecla lui, așa, pentru că l-a trimis mama să ne mulțumească pentru faptul că le facem seriile frumoase și acum și dimineața, pentru că se aude, ei locuind undeva în zonă, în blocul de lângă comandamentul marinei, și se aude muzica noastră până acolo și că le place foarte mult și ca semn de mulțumire le-am trimis să ne mulțumească și cu o cutie de bomboane și cu niște bani. Banii, bineînțeles că i-am refuzat, da, erau 60 de lei. Nu pot să cred, a venit numai cu bani la voi. Să știi că n-a fost prima dată, să știi că oamenii de obicei când vin să ne mulțumească ne și întreabă, dar unde trebuie să plătim? Sau sunt ce? Trebuie cu să cutiuța. Da, trebuie să contribuim cu cei ceva, care cântă să... așa pe stradă, da, e un obicei românesc peste tot în Europa, se întâmplă, da, da. Eu spun de 3-4 ori în timpul concertului, în timpul fiecărei seri, că este vorba de un proiect finanțat, organizat de Georgiana și care are finanțare de la Primăria Constanța și a avut ca partener postul de televiziune Dobrogea TV. Da. Mulțumim! Interesant, dar lumea vine să dea bani, dar n-am știut asta. Hai să încheiem cu șapca, ce s-a întâmplat cu șapca. Da? Avem unul dintre membrii orchestrei, percuționistul deja celebru, Sergiu Homone, el are o șapcă roșie crescută pe cap. Adică l-am văzut și la Cluj, l-am văzut și aici. La vremea, în permanență, cred că și doarme cu șapca aia pe cap, cu șapcă roșie, ținut așa mai pe spate, în permanență. E, are grupul lui de fani, printre spectatorii de la Constanța, și a făcut omul un grup de fani care în urmă cu două seri, nu? Da. Două seri, au venit și au făcut cadou o șapcă roșie. Roșie, da. Și avea două șepci roșii și era foarte, foarte încântat că, uite, oamenii s-au gândit la el și l-au văzut clar, deci omul... Mascota lui este, da, semnul distinctiv este șapca roșie. Poftim încă o șapcă roșie. Iese în evidență cu așa șapcă, este singurul care o poartă. Până când putem urmări spectacolul Sunset Symphony 2017? Până pe 27 august, în fiecare seară, între orele 20 și 21. 21. Bun. Mulțumesc frumos pentru prezență. Noi ne vom mai vedea cu voi vineri, probabil, să vedem așa chiar cum s-a încheiat acest proiect despre care vorbim de pe 27 iulie. Mulțumesc încă o dată pentru prezență în emisiune. Și noi mulțumim. Și dumneavoastră că v-ați uitat până pe 27, puteți merge pe faleza cazinoului să ascultați muzică bună. Să aveți o sală excelentă în continuare.